Primarii gorjeni sunt somați să se implice pe parte de situații de urgență. Pentru că incendiile sunt la ordinea zilei în Gorj, reprezentanții prefecturii fac apel și la șefii administrațiilor publice locale să se implice în prevenirea acestora. Dacă și domnii primari înțelege și ar transmite mesajele. Eu o să am astăzi din nou o discuție cu cei de la Garda de Mediu și de la Direcția Agricolă. Mă gândesc că atunci când merg în teren, ar fi bine să aduc în discuție și problemele acestea legate de incendii. Ieri, în Gorj, pompierii au muncit contra cronometru. Ieri a fost o zi plină, au fost, dacă nu mă înșel, 7 incendii de vegetație. Pompierii au avut de lucru din plin. Nu știu ce aș putea să zic mai mult. Am făcut apelul în repetate rânduri, cel puțin eu în toate intervențiile pe care le-am avut. Am făcut apel la populație să înțeleagă că nu trebuie să dea foc la vegetație. La nivel național, suntem pe un loc fruntaș în ceea ce privește incendiile de vegetație.